Doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă emisiune Media Obiectiv. Astăzi discutăm despre un subiect delicat, despre copiii care trăiesc în centrele de plasament, dar nu numai despre ei, ci și despre oamenii care în spatele acestor instituții se îngrijesc de nevoile celor instituționalizați. Din acest motiv, în studio am invitat-o pe doamna director Cerasela Dogaru, care se ocupă de cele două centre de plasament, respectiv Casa Maria și Floare de Colț, ambele din Făgăraș. Bună ziua și bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Este foarte important și interesant să abordăm acest subiect, mai ales că în ultima perioadă, știți foarte bine, canalele de știri, presa abundă de anumite știri în ultima perioadă, vreau să zic, nu neapărat în ultimii ani, de cazuri de copii care sunt agresați, abuzați în centrele de plasament. Noi recent am făcut o vizită la centrul dumneavoastră de plasament din Făgăraș, am văzut că sunt condiții bune, copiii sunt îngrijiți bine și au fețele senine. Vreau întâi să știu câți copii adăpostiți dumneavoastră, îngrijiți dumneavoastră în cele două centre de plasament din Făgăraș. În Făgăraș există două centre de plasament pe care le coordonez. Centrul de plasament Casa Maria, unde sunt îngrijiți, locuiesc copii, mă rog, li se oferă servicii de educație și de îngrijire copiilor cuprinși cu vârste cuprinse între 3 și 26 de ani, dacă ei vor să facă și studii superioare, și centrul de plasament Floare de Colț, care este destinat îngrijirii copiilor cu dizabilități, în special copiii care frecventează școala specială Făgăraș, din cadrul Colegiului Aurel Vijoli. Doamna Dogaru, cum ajung acești copii la dumneavoastră? Ajung din mai multe situații, din diferite situații. Abandon, părinții abandonează, sau părinții pleacă să lucreze în altă parte și rămân în îngrijirea bunicilor care nu mai fac față de la anumită vârstă. Copiii nu mai pot fi îngrijiți și educați de bunici în ziua de astăzi, sunt tot felul de tentații. Și atunci bunicii se simt în situații dificile și apelează la protecția copilului. Sunt copii care sunt agresați în familie din toate punctele de vedere, și emoțional, și fizic, și sexual. Din păcate, ajung și în situații de genul ăsta. E vorba aici, dacă gândim așa după un fir logic, e vorba de niște anchete, e vorba probabil de niște reclamații făcute către direcția de protecție? Reclamațiile se fac din comunitate, către primăria Făgăraș, în cazul nostru, și primăria Făgăraș, în urma unor anchete pe care trebuie să le facă, unor planuri de servicii, pentru că ei trebuie să intervină imediat, serviciul SPAS al primăriei, trebuie să intervină în momentul 2, să evalueze situația și atunci, dacă este necesar, cer regim de urgență către Direcția de Protecție a Copilului. Se știe că în ultima perioadă astfel de cazuri despre care vorbiți dumneavoastră, dacă e să pomenim mai despre exodul a sute de familii în străinătate la muncă, cu siguranță ați avut de-a face cu astfel de cazuri. Ceea ce vreau să vă întreb este, sunt întotdeauna suficiente locuri pentru cererile care vin către instituția pe care o coordonați? Da. Se întâmplă uneori să fim supraaglomerați. Există un centru de regim de urgență la Codlea, unde copiii stau o perioadă până până intră în tribunal și primesc o hotărâre pe un anumit centru. Deci centrul de urgență, de regim de urgență, pot sta mai mult acolo până merge dosarul în tribunal. Acolo, de obicei, se întâmplă să fie foarte aglomerat, în centrul de regim de urgență. După aceea, ei sunt direcționați în funcție de familia, de locul familiei, de apropierea față de rude, de locul de naștere, depinde, sunt mai multe criterii. Cu siguranță că dumneavoastră sunteți martora multor cazuri, în majoritate dureroase. Multe drame. Multe drame. Vreau, dacă puteți, să ne dezvăluiți, fără a da nume, cu siguranță nu vă cer acest lucru, da. Cum se comportă un copil care este agresat în familie, abuzat? Cum faceți față trăirilor emoționale pe care acel copil încearcă ori să și le exteriorizeze, ori să și le reprime? În general, copiii
agresați devin agresori. Tocmai de aceea intervine rolul psihologului în centru, care trebuie să stabilească un program de consiliere cu față de acest copil, pas cu pas, trebuie foarte atent monitorizat, supravegheat. Psihologul, prin ședințele pe care le facem împreună, ne creionează niște idei, niște sfaturi cu privire la comportamentul celorlalți adulți față de acel copil. În general, personalul cunoaște lucrurile astea, că ne-am întâlnit deseori cu asemenea cazuri, dar copiii se pot recupera ușor. Ați avut de-a face cu copii problemă? Da. Cum avem de-a face cu copii problemă. Aveți? Aveți sau ați avut? Da. Cum gestionați acest lucru? Păi aici intervine talentul nostru, pentru că suntem profesioniști și trebuie să ne comportăm ca și profesioniști. Aici intervine talentul asistentului social, al educatorului care stă zi de zi cu copilul, care trebuie să trateze copilul ca și cum ar fi copilul de acasă. Doar că față de cel de acasă ai mult mai multe, poate că uneori îți permiți să greșești în educația copilului tău, dar aici nu ai nicio șansă, deoarece ești plătit pentru lucrul ăsta și rezultatele tale se văd în timp, adică se observă, sunt monitorizate. Cu siguranță și acest gen de instituții despre care noi vorbim acum, și mă refer la centrele de plasament, asemeni instituțiilor din sistemul bugetar, duc oarecare lipsă de personal sau, mă rog, se gestionează de așa natură încât fondurile să fie suficiente. De fapt, vroiam să vă întreb în legătură cu acești copii problemă, ce se întâmplă dacă pe perioada zilei, având în vedere că dumneavoastră aveți asigurat transportul până la școală, ce se întâmplă după lăsarea întunericului? Există suficient personal? Cred că e nevoie de o anumită pază a acestei instituții, pentru că se poate întâmpla ca acel copil problemă să meargă la geam, să deschide geamul, să sară, da, și așa mai departe. Noi am fost organizați ca și centru de tip familial. S-au desființat serviciul ăsta de pază, care să țină de protecția copilului, și am învățat să ne ferim, să ne supraveghem singuri. Există și pe timpul nopții personal, chiar tot timpul m-a preocupat problema asta, să asigur suficienți oameni mai mult noaptea față de dimineață. Dimineața copiii sunt la școală, deci noi nu avem nevoie de îngrijitori și de educatori dimineața. Și atunci am concentrat mai mult personalul pe schimbul 2 și schimbul 3. Avem convenții de colaborare cu poliția locală, convenții de colaborare cu poliția Făgăraș, și atunci ne asigurăm și supravegherea pe timpul nopții. Vă simțiți? Ei fac tot timpul patrulează prin... Vă simțiți în siguranță? De ce v-am întrebat acest lucru? Referitor la acele zvonuri care au zguduit Făgărașul și despre care noi cu dumneavoastră am mai discutat și am făcut o știre, v-ați exprimat dorința de a dezminți toate aceste zvonuri. De unde și până unde au plecat toate acele zvonuri? Da, și pe noi ne-a îngrijorat, și pe mine m-a îngrijorat zvonul respectiv. Într-un fel, a fost un semnal de alarmă. Toată lumea discută despre lucrurile astea. Din câte știu, nu este nimic adevărat. Cel puțin, din punctul meu de vedere, chiar nu e nimic adevărat, dar poate undeva există, nu știu, un pericol, ceva s-a întâmplat, probabil, nu știu. În orice caz, copiii noștri sunt bine și ei sunt șocați de ceea ce se spune, că au auzit și ei pe la școală, că la noi s-a întâmplat. La ce vă referiți când spuneți că pe undeva e un pericol? Ar fi fost vizate niște fete? Nu, din acest punct de vedere. Nu. Poate că sunt ceva găști în zona respectivă. E totuși o zonă mai dificilă, zona combinatului. Care ar fi inventat astfel de scenarii sau le-ar fi plăcut să fie, Doamne ferește? Doamne ferește, da. Deși de la început auzisem că era vorba despre copii din centre de plasament, de fete din centre de plasament, după aceea s-a auzit că au fost vorba de niște bătrâne. Deci zvonurile diferă. Niște zvonuri contradictorii, da, până la urmă. Haideți acum să trecem la programul copiilor instituționalizați în centrele noastre, fiindcă tot ne-ați vorbit despre ei.
Acești copii au nevoie de hrană, au nevoie de căldură, au nevoie de îmbrăcăminte, încălțăminte, rechizite și așa mai departe. Să le luăm pe capitole. Cum se desfășoară acest proces? Mă refer aici de îngrijire din punct de vedere al hranei. Câte mese servezi micuții pe zi? E suficientă? E bogată în vitamine? Avem chiar alocat foarte mulți bani pentru hrană. Recunosc că uneori sunt nevoită să fac foarte multe mofturi ale copiilor și îmi place să fac lucrul ăsta pentru că îmi permite bugetul. Hainele la fel. Copiii servesc 3 mese pe zi, care în fiecare zi se gătește alt meniu. Au și 2 gustări și desert la prânz. În general acoperim necesarul de vitamine prin fructe, prin legume, le dăm și dulciuri. Să înțeleg, ce au ei nevoie. Să înțeleg că bugetul alocat de către Consiliul Județean ne permite și e chiar prea mult, aș putea. Cel puțin pentru fete, eu am centru de plasament, sunt foarte multe fete și atunci ele țin la siluetă și consumă mai puțin și nici nu dovedesc să consume ce le pregătim noi. Și deci din punct de vedere vestimentar, tot așa trebuie să faceți față tendințelor sau cât de cât... Da. Încercăm să facem față tendințelor pentru că altfel nu ne poartă cu plăcere sau le refuză și atunci... Cât de mult ați beneficiat? N-aș vrea să se simtă ei altfel decât ceilalți copii din familie. Să nu există diferența și în privința rechizitelor și în privința... Da, nu mai există ideea aceea că copiii sunt îmbrăcați la fel, că sunt la centru de plasament, deci nu. Fiecare se îmbracă cum vrea, fiecare își alege hainele cum dorește, încălțămintea. Cât de des îi apucă pe unii dintre copii care își cunosc părinții tristețea, dorul, îi vizitează unii dintre părinți, alții care nu sunt vizitați de părinți, cum gestionați aceste stări afective? Este dificil. De câte ori vin părinții, este foarte dificil, pentru că copiii își doresc să fie în familie. Oricât de bine ar fi îngrijiți și oricât de bine ar fi educați și supravegheați și încălziți și cum vreți dumneavoastră, ei doresc să fie alături de părinților. Noi nu putem suplini aceste lucruri. Și atunci când pleacă părintele după o oră, două de vizită, este destul de dificil să stai în prezența acelui copil pentru că este tragic. Și bulversat. Și nu bulversat, mai știe către cine să îndrepte. Bineînțeles, da. Se atașează de dumneavoastră, de personalul din... Se atașează foarte ușor de noi. Comunicați, foarte vă spun ușor, suferințele, stările prin care... Da, pentru că ei n-au cui să spună. Nu există mama care să-l aștepte acasă când vine de la școală și să-i povestească ce s-a întâmplat, de exemplu. E vorba aici și despre asistenții maternali. Vreau să-mi vorbiți puțin despre rolul lor. Sunt la Făgăraș asistenți maternali? Ar fi nevoie ca multe persoane în căutarea unui loc de muncă, noi cunoscând cam care este piața locurilor de muncă la Făgăraș, de ce ar trebui, spre exemplu, să se îndrepte și către această meserie cu ghilimele de rigoare extrem de nobilă? Din câte știu eu, nu prea există asistenți maternali la Făgăraș. Este chiar o criză de asistenți maternali. De aia sunt și 2 centre pline. Nu există acest obicei. N-au dobândit acest obicei făgărășenii de a avea grijă de copiii altuia. E greu? Profesionist. E greu, da. E greu. Ce presupune? Să presupune copilul la tine acasă. Da, foarte multă responsabilitate. Se face o evaluare a situației materiale. Trebuie copilul să aibă camera lui, trebuie ca centrul maternal să aibă niște studii absolvite. Deci sunt, dar se fac și cursuri pe parcurs, deci nu, dar nu s-a orientat lumea către profesia aceasta, care într-adevăr este nobilă. Ați auzit ca și mine de diverse cazuri de asistenți maternali care, ok, au luat copilul acasă, mulți dintre ei s-au bucurat pentru suma aceea, vorbim de aceeași despre sumă. Și au început să aplice corecții cu nemiluita. Cine garantează, spre exemplu, că o astfel de persoană ar putea avea un comportament adecvat cu astfel de copii? Bine, sunt foarte des evaluație psihologică, asistenții maternali, sunt anumite perioade în care ei vin la evaluări, sunt monitorizați, sunt evaluate situațiile lor economice și financiare de acasă, sunt evaluați copiii pe care ei îngrijesc, deci nu tot timpul sunt supravegheați, nu există că l-a luat și a plecat și nu mai știm de el. Dacă cineva din Făgăraș își dorește să devină asistent maternal uitându-se la această emisiune, ce ar trebui să facă?
Trebuie să se adreseze Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov și să există un serviciu specializat în asemenea, pentru asemenea situații și acolo se face o selecție de personal. Trece de niște etape. Da, și da. Care e suma lunară primită de la stat? Nu știu exact. Nu pot să vă spun o sumă exact. În jur de 7-8 milioane, ceva de genul ăsta. Poate chiar mai mult. Depinde și de câți copii a, ce vârstă au copii. Ați văzut cazuri care au luat și câte 3, 4, 5 copii, da, de ce da. Nu? Da. Bun. Dacă am vorbit și despre acest aspect, noi cu siguranță am fost deseori la centrele de plasament din Făgăraș, am văzut dotările, am văzut că există condiții bune pentru acești copii. La ce dotări vă mai așteptați în viitor sau de ce ați mai avea nevoie? Anul ăsta am cam făcut de toate. Anul trecut am recompartimentat Casa Maria, am mai creat încă 2-3 camere. Spațiul de joacă a fost un pic modificat, am făcut izolarea termică a clădirii, la Floarea de Colț anul trecut am pus geamuri termopan, anul ăsta am schimbat rețeaua de încălzire, deci lucrurile astea le-am cam făcut. Bineînțeles că există nevoi în continuare, mai mult la Floarea de Colț decât la Casa Maria. La Casa Maria mă gândesc așa la un teren de volei, basket, ceva în curte. Dar deja vreau întâi să rezolv problemele cu Floarea de Colț. Aveți în față locul de joacă, probabil veți găsi da. Termen. Ori găsim sponsori, ori ne ajută deja SPC-ul, deci într-un fel se va rezolva, nu e o problemă. Ați pomenit un cuvânt magic, chiar urma să întreb eu de el, magic cu ghilimele de rigoare. Cât de mult v-ați bazat în ultima perioadă pe sponsori sau pe oameni care și-au dorit ca măcar în da. Perioada sărbătorilor, dar chiar n-ar trebui să devină un live motiv acesta, sărbătorile. Da, de sărbători, toată lumea vine, da. Toți ne invitați de sărbători. Bine, într-un fel se aglomerează activitatea noastră și a copilor de sărbători, dar până la urmă am obișnuit cu lucrul ăsta și îmi dau seama că, de fapt, atunci lumea are timp. La început spuneam să vină într-o duminică, să vină în altă sâmbătă, dar de fapt atunci lumea are timp să se gândească la lucruri frumoase și să facă gesturi nobile și de aia vine în perioada sărbătorilor. Și nu numai, vin foarte multe școli, foarte mulți copii, asta mă bucură, foarte multe fundații. Bine, fundațiile vin și pe parcursul anului, ei ne ajută și cu tabere. Avem o fundație care duce în tabăra la Trioara, la Mare, deci avem foarte multe ajutoare din partea fundațiilor. Dar copiii de liceu, liceeni și cei de la generală vin în perioada de Paști, de sărbătorile de iarnă. E frumos că învață să-și aducă aminte că există și copii. Vacanțe nu sunt numai de aceste două mari sărbători cunoscute de noi și importante, foarte importante pentru noi. Vacanțe sunt și cea de vară e cea mai lungă. Da. Știm că de ani buni dumneavoastră ați derulat un parteneriat cu o fundație din Irlanda, da, care a dus acolo copii, au venit și copii de acolo din Irlanda. Vreau să ne vorbiți, unde mai merg copiii de la centre de plasament în vacanță? Pentru că știu că totdeauna plecau fericiți, se întorceau fericiți din vacanță. Da. Pleacă în timpul vacanței de vară, care este o vacanță mai lungă, pleacă mulți copii, 14-15 copii în Irlanda, vreo 9 în jur de, uneori mai mult, mai puțin, în Olanda, tot așa prin fundații care au parteneriate încheiate cu DGASPC Brașov. Preferă copiii din Făgăraș, mă bucur foarte mult că îi preferă pe ai noștri, pentru că sunt mai cuminți, poate că sunt mai înțelepți, știu eu, poate că am reușit noi mai mult față de alții, este și între noi o concurență. Și am observat că preferă să ia copiii din Făgăraș, ne-au și ajutat foarte mult la construcția Casei Maria. Bine, fondurile au fost și de la Fundația Irlandeză și de la Consiliul Județean. În orice caz s-a făcut o casă foarte frumoasă. Și știu final. Că a fost o muncă da. Foarte frumoasă de voluntariat,
un cuvânt care prinde contur și în țara noastră, greu ce-i drept da. De a găsi voluntarii. Înainte de a intra în emisiune, îmi spuneați că dumneavoastră mai aveți contacte și cu centrele de plasament din țara Făgărașului, care mai există în diferite da. Localități și colaborări. Așa, să ne vorbiți puțin și despre copiii de acolo. Ce părere aveți? Cum se integrează acei copii acolo? Sunt tot la fel copii. Deși uneori... Au lipsuri mai mari. Nu. Fondurile sunt aceleași. Cred că contează modul de a gestiona aceste fonduri. Care e diferența unui centru de plasament de la oraș față de unul de la țară? Nu prea avem. La Dacia este unul, dar este... E foarte în regulă. Vorbeați de centrul de la Brădet. De la Brădet, acolo este un centru de plasament tot așa cu copii cu dizabilități, centru de reabilitare școlară, care copiii frecventează cursurile școlii speciale Brădet. E un centru mai dificil. Din ce punct de vedere? Se lucrează greu. Se lucrează greu cu copiii. Copiii prezintă și handicap și handicap grav unii. E greu. E greu să lucrezi. Vă referiți aici în privința personalului? Cum din faceți câte rost știu... de oamenii specializați pe acest tip de muncă dificilă, zic eu, și totuși necesită o pregătire de specialitate? Da, ce să vă spun? Eu am fost o persoană foarte norocoasă. De la început am reușit să-mi formez o echipă de specialiști. Existau și au mai venit în urma mea și... Chiar lucrăm foarte bine. Deci nu pot să mă plâng de specialiști. Mă pot plânge de îngrijitori de noapte, oameni care supraveghează copiii noaptea, asta da, și de lipsa de personal în sensul micilor reparații. Nu am un mecanic sau un electrician, dar șoferii mei care sunt la centru s-au adaptat, pentru că ar fi greu probabil și costisitor să veniți da. Cu firme din da, afară da, care da, să da, presteze. Nu, nici reparații nici... trebuie făcute de noi. Și care apar ca în orice casă. Se sparge un geam, se strică o ială, trebuie înlocuită imediat, nu putem să stăm așa. Atunci șoferii noștri știu meserie și rezolvă. Când îmi spuneți îngrijitor de noapte, este o muncă grea aceea? Adică trebuie să stea ca un pasnic? Ei sunt de fapt îngrijitori de curățenie, dar au în fișa postului și atribuții de supraveghere. În primul rând de supraveghere, deci astea sunt subliniate, ceea ce ține de supraveghere. Curățenia o putem face liniștiți ziua. Nicio problemă. Și lumea fuge de o astfel de responsabilitate pentru că bănuiesc că e grea sau din punct de vedere pecuniar sau din ce punct de vedere? Lumea fuge, de fapt nici nu fuge. Nu s-au putut scoate posturile la concurs până acum. Au fost blocate, că nu sunt posturi de specialiști. Dar cred că toată lumea dorește un loc de muncă, indiferent cât de prost plătit e. Și mai ales dacă ar fi pe raza Făgărașului. Da, da. Pe final de emisiune aș vrea să ne mai spuneți ceva proiecte de viitor pe care le aveți până la sfârșitul acestui an, dacă există un plan cu micuții sau cu micuții, niște programe. Da. De exemplu, mâine avem o întâlnire la Brădet, ca spomeni de Brădet, centrul de acolo organizează o întâlnire cu copiii până la 14 ani în care se dezbat probleme de drepturile copiilor și atunci va fi un concurs, ei vor fi premiați, ne vom întâlni și noi cu fundații, cu specialiști în domeniul acesta. Pe 2 decembrie va fi un spectacol la Reduta, tot așa organizat de DGASPC Brașov, în care se vor întâlni copiii din centrele cu dizabilități. Ne-am apucat deja să confecționăm tot felul de lucrușoare specifice Crăciunului și în parteneriat cu Școala Generală numărul 5, unde copiii noștri învață acum. Ieșim la un târg de Crăciun. La un târg de Crăciun, da. Avem căsuța noastră acolo rezolvată și rezervată. Și rezervată, da. Și deja, deja este de sărbători. Da, nu reușim să strângem bani, nu avem ce să facem. De toate, avem de toate în sensul ăsta, dar vrem să ne strângem materiale pentru a avea, deci pentru a face alte activități de Paști, pe vară, când sunt zile cetății și atunci mai venim noi cu ceva. Și de ce nu e o activitate care pe ei responsabilizează, da, se simt da, copii? Da, da, se simt importanți, că trebuie să vândă, să gestioneze banii, da, cum să nu? A fac acolo... Și cu siguranță cred că așteaptă sărbătorile. Da, cu... așteaptă foarte mult și noi așteptăm. Nerăbdare. Unii norocoși, foarte norocoși pleacă
primesc Moș Crăciun în Irlanda, în Olanda, unii rămân aici și nici așa nu vor fi foarte ghinioniși pentru că sunt, vor fi foarte vizitați. Mai sunt părinți care mai au copii acasă, babunicii. Și bineînțeles că îi așteptați pe acei Moș Crăciuni la plural, dar nici, dar poate până atunci ne mai întâlnim la niște știri, poate ne mai întâlnim la niște sărbători și la niște activități. Da, ar fi interesant să veniți acolo la căbănuța noastră unde vom vinde produse. Cu siguranță vom fi acolo. Noi vă dorim mult succes. Mulțumim pentru prezența în studio. Și eu mulțumesc. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea Media Obiectiv. Toate cele bune!